În timp ce tehnologiile digitale se răspândesc cu o viteză amețitoare, achiziția din magazinele fizice rămâne în topul preferințelor în rândul severinenilor. Modul în care cumpărăm dintr-un magazin clasic diferă față de un magazin online, la fel cum diferă și produsele pe care alegem să le achiziționăm. În magazinele fizice avem o legătură senzorială cu produsele și tindem să cumpărăm și sub impulsul momentului, în timp ce pe online suntem ceva mai raționali, fiindcă putem compara și ordona mai bine oferta. Toate s-au mutat în mediul online, de la cumpărături la facturi. Mulți români încă preferă cumpărăturile din magazinele fizice. Tu ce părere ai? Consider că e mai ok așa, pentru că există o gamă mai largă de produse, putem să alegem exact ceea ce ne dorim, să le verificăm calitatea, prospețimea. Online-ul nu ne oferă o siguranță anume, adică putem să primim ceva ce nu ne doream și să trebuiască să returnăm acea comandă dacă comandăm produse de make-up sau haine și poate nu sunt exact ce ne doream noi cu adevărat. Alți bani în plus, pe retur. Exact, pentru retur, pentru transport. Lucruri online în ceea ce privește textile, încălțăminte, treburi de genul ăsta, da. Mai sunt lucruri. Nu-ți place, îl returnez înapoi, la revedere. Dar alimente nu. Nu. Nu, e un risc. Deci asume un risc. Sunt alimente perisabile, sunt alimente, poate, cine știe, Doamne ferește, și cu termen expirat. Deși nu cred că își permite lucrul ăsta, dar în general, deștea, vestimentație, încălțăminte, online, da. Magazinele clasice au multe avantaje, oamenii le pot vedea și testa și pot fi convinși uneori ușor să cumpere chiar din impuls. Dacă sunt plasate în zone centrale sau în galerii mari, magazinele au asigurat un flux constant de vizitatori, însă dezavantajele țin mai ales de costurile de operare, chirie, utilități, salarii. Eu sper că și în online și de la magazine sunt verificate oarecum de protecția consumatorului și pot să fie sigure. Magazinele online au și ele avantaje evidente. Pot vinde aproape oriunde în lume, costurile de pornire ale business-ului sunt mai mici, iar flexibilitatea este mai mare. Un magazin online, dacă are un site excelent făcut, poate părea mult mai mare decât este în realitate și, în consecință, poate atrage mulți clienți. În plus, magazinele pot colecta multe date despre preferințele clienților și își pot adecva stocurile în funcție de acestea.